Proiectul Silk District reprezintă pentru Iași o oportunitate nu doar pentru dezvoltarea afacerilor, dar și o soluție pentru migrația tinerilor, având șansa de a lucra și locui aici, într-un centru modern, confortabil și prietenos cu mediul, mulți dintre tineri vor opta pentru a rămâne și a lucra în Iași. Acest proiect de regenerare urbană va duce în final la creșterea standardului de viață al locuitorilor Iașului, deoarece va permite expansiunea afacerilor și creșterea numărului de locuri de muncă bine plătite. Încercăm să oferim soluții de regenerare urbană pentru o zonă lăsată în paragină din imediata apropiere a centrului Iașului. Proiectul Silk va oferi bazele expansiunii de noi afaceri, chiar dacă nu va fi o nouă platformă industrială. De altfel, în prezent, spre deosebire de perioada comunistă, acestea se construiesc la periferia marilor orașe, nu în interior. Firmele cu activitate profitabilă care mai sunt active în prezent pe această platformă se vor muta în alte locații în Iași care sunt potrivite activităților și care nu afectează numărul de locuri de muncă existente și nici dezvoltarea orașului. Mai mult, Silk District deschide calea creării de locuri de muncă. Nu închidem fabrici, creștem calitatea vieții, având în vedere atât nevoia companiilor de noi spații pentru birouri moderne și eficiente, cât și nevoia reală a angajaților de a locui și de a-și petrece timpul liber într-un cartier situat cât mai aproape de locul de muncă. Dezvoltatorii proiectului subliniază că deschiderea oficială a complexului va angrena o dezvoltare benefică întregului oraș. Spațiile de birouri premium vor permite firmelor existente să se extindă. În plus, firme noi vor intra pe piața din Iași. Astfel se creează noi locuri de muncă bine plătite, iar atracția și retenția forței de muncă pe piața din Iași vor crește. În timp, economia Iașului va fi angrenată și mai mult, iar orașul va prospera pe toate sectoarele de activitate. Această prosperitate se va traduce printr-o îmbunătățire a standardului de viață al locuitorilor. Este concluzia la care am ajuns după o analiză profundă a oportunităților de dezvoltare ale Iașului. Timp de aproape un an, am făcut cercetări care nu s-au rezumat doar la analiza cifrelor și a datelor. Am avut multe întâlniri pe teren cu antreprenori locali și cu companii multinaționale prezente în Iași. Am discutat cu persoane care lucrează în diverse poziții cheie pentru aceste firme și companii și am fost plăcut impresionați de calitatea oamenilor și de talentul disponibil pe piața din Iași. În același timp, am aflat că unele companii au dorit să își extindă prezența la Iași, să vină cu o divizie de câteva sute de locuri de muncă, dar nu au putut deoarece nu au găsit spații. Orașul va continua să crească doar dacă se investește în construirea de clădiri eficiente și moderne, care permit expansiunea afacerilor, a adăugat Maggie Kitzhoff. Regenerările urbane descongestionează traficul în orașe, reducând presiunea pe centrele orașelor. În contextul în care orașul are o suprafață limitată și este al doilea cel mai mare din țară, cu rata ridicată de creștere a populației, singura soluție reală pentru dezvoltarea durabilă este acest tip de conversii de proprietăți industriale, situate în imediata proximitate a centrului orașului sau în zone ușor accesibile, ce beneficiază de infrastructură adecvată. Datele din studiile noastre ilustrează capacitatea proprietății Teba de a aduce o astfel de contribuție majoră la dezvoltarea orașului cu un impact minim pe infrastructura existentă și, în orice caz, mult redus față de alte opțiuni disponibile pentru dezvoltarea orașului, a subliniat Mihail Vasilescu, partener Prime Capital.